Salutare tuturor, eu sunt Andrei, iar astăzi revenim, fraților, cu încă un episod din seria noastră de Ark, Anunnaki, Genesis și chiar obicei înainte de a începe acest episod, v-aș ruga pe fiecare să apăsați și voi butonul de like, să strângem cât mai multe. Am pus aici în episod trecut la făcut, am stat afeca vreo jumătate de oră și ar trebui să avem suficient fier pentru a face, yes! Un bionic quetzal. Foarte, foarte mișto, mă băieți. De două episoade încoace tot... What? Ok, cred că avem suficient fier încât să facem și un drake din ăla, să vedem cum arată. Ok. Treaba merge bine. Treaba merge foarte bine. Hai să vedem. Bionic... Oh, fuck. Bionic... Quetzal. Pac, pac, pac. Iarmă, 250. Uf, 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 uf. Hai să dăm alea jos repede. Bionic Quetz. Și cred că o să mai facem încă o chestie, încă un bionic ceva. Vedem. Vedem dacă ne mai permitem. Hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem. Pac! Oh! Nice! 375 Bionic Quetzal. Oh my god! Și hai să luăm două poțiuni din astea ca să-l facem și noi max. Ia să vedem. What? What? Deci băgăm asta. Oh my god, nu vine să cred că am primit armură. Băi, ești nebun. Nu cred. Oh my god. Ok. Yeah, what? But makes the element harder to endure. Basic tech leggings. Oh, basic tech leggings. Ok. Nice. Nice. Avem și jetpack, dar nu știu cum să-l activez. What? Y? Nope. Z, C, F? Habar n-am. Whatever, în orice caz. Oh my god. What? Zboară dubios. What? Ce animația asta, mă? What the fuck? What? Are și el mă animat sau ceva? What the fuck? Ok. Deci, 2400. Bă, la capitolul movement. Ok, putem agăța chestii. Ok. Ok, interesant, interesant. Hai să-i dăm un 1000. Ok, cred că e un pic cam prea mult. În fine, e bun, e suficient. Hai să-i la viață. 131.000, bun. Și hai să-i băgăm atacul, că de... Atacul e baza, fraților, pe chestia asta. Și un pic de weight, să fie 42.000. Și în rest, spamăm chestia asta. Spamăm atacul incredibil de mare. Probabil o să mai băgăm și niște viețucă, să fie. Hai un 100.000, bun. Și viețuca undeva la, nu știu, să zic, 1.000.000. Hai să o dăm și pe asta. Hai să zic un melion. Nice, 1.000.000, 8.000 și un pic. Și atacul, mă rog, cât putem. Bă, no, nu-i rău, nu-i rău. Quetzal, level 575, bionic. Hai să-mi cât atac dă. Oricum, viteza e cam foarte mare, posibil să fie chiar 34.000.
not nu e extraordinar. Da, ne dă jos. Ok. Da. Mă rog, nu e exact ce aș fi vrut eu, din păcate, adică e cam jaf. Sincer să fie, e cam jaf. Da. De cam jaf. Cam jaf, sincer să fiu. La viteză, într-adevăr, e ca lumea. Am fi putut să o facem de viteză, dar la atac... Am o grămadă de alte chestii mult mai... mult mai bune. Dar mă rog. Mă rog, no. Merge. Merge, să zicem. Deci, Bionic Quetzal... Rinocerul e foarte mișto, foarte, foarte șmecher. Dragonul, într-adevăr, și... Drake-ul aș vrea să vedem. Ne trebuie perle și... Ah, super. Perle luăm easy și fier luăm easy. Hai să, nu știu, hai să luăm și să facem și Drake-ul. Să... să vedem. Trebuie fier. Fier avem, fier avem, pentru că am stat super mult AFK, AFK, vreau să zic, AFK, și ar trebui să, avem destul de mult. Perle din nou, avem foarte, foarte multe. Nu prea știu eu însă cum să le car, asta e, bă, 2000, da, nice. Nice, 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 super mult fier, o să ne pregătim pentru, forțosul ăla. The God of the Island, o să trebuiască să facem foarte mult fier. Și Black Pearls, cred că jumate. Da, mă mișca. Nice, hai să le aruncăm. Oricum, chiar dacă se despawnează, mi se rupe. Efectiv mi se rupe, pentru că producem enorm de multe. După cum ați văzut, nu avem absolut nicio problemă. Bionic Drake, hai să-l vedem, să-l vedem și pe el cum, arată. Chiar sunt curios, probabil e un Drake normal. Și cam atât, habar n-am care, e faza cu el. Îl vedem imediat și facem și level maxim și după ne mai, prostim un picus cu, dragonii, cu alea. Hai să vedem. Hai să vedem, sau oare arată la fel ca la habar n-am, nu știu ce să zic. What? Wow. What? Okay. Okay. 700.000. Cred că e la fel ca în Calagon. Cred eu că e cam la fel ca în Calagon. Nu știu exact ce, nu știu ce să zic. 1.000.000 aproape viața. Ok, hai să băgăm. Crește greu. Crește destul de greu atacul. 15, da. Hai să băgăm un 20.000. Și hai să pompăm nițică viață. Să avem câteva milioane, nu știu, gen... 3-5 milioane, cred că ar fi... Cred că ar fi ideal. Nu? 5 milioane, 65.000. Ok, și hai să mai băgăm atacul, pentru că... Acum, nu știu ce să zic, chiar... Chiar nu știu ce să zic pe băiatul ăsta. Bionic Drake. Da. Ia. 30 ceva de mii. Nu e. What?
273.000. Din păcate n-are o animație. Însă are... are foc. Ok. Ok, e interesant. E chiar interesant. Nu știu ce să zic. Mana mea. Mi se pare ok. Hai că, nu știu, mai stau un pic aia AFK și poate mai, poate mai scoate. Mamă. Ok, poate mai, mai scoate în câteva, câteva creaturi. Da, una peste alta e, e interesant. E chiar, chiar interesant. Drake-ul nu l-am mai văzut până acum și nu știu. Nu știu ce să zic. E ok. E, e chiar ok. Bun, hai acum. Oh, uite un Golden Dodo. 475. Oh, my friend. Nice, poate să-l prindem. Hai să-l prindem până la urmă, știi ceva? Fuck it. Că și așa e el level mare. Ok, hai. Trebuie să sunt după fundulețul lui. Și, și se face, se face super, super easy. Cred că dacă îi dădeam keyball... nu keyball, din ăla. Rezolvam treaba mai, mai ok. Da, mă rog, merge, merge și așa. O să avem și noi 2 Golden Dudu. Și... probabil încă un, încă un bionic ceva în acest episod. Că e timp, e timp gârlă. Am la cât ai ajuns. Aproape jumate, bine, bravo. Pac. Hai, tăticule. Nu știu dacă cu ciuperșile crește mai repede sau cu rare flowers. Habar nu am. Habar nu am. În fine, nu contează, oricum am ajuns la jumate deja. Toate bune, toate frumoase. Mamă, ce mișto se văd toți ăștia. Toți bionicii. Doamne. Doamne. Hai, băiatule. Hai, bossule. Hai, bossule. Easy. Easy, easy. Golden Dodo. No, să avem și noi 2 Golden Dodo, îi punem acolo la intrare. Ar trebui să, să ne aranjăm dinozaurii. Să ne aranjăm noi dinozaurii, că sunt foarte, foarte separați, foarte... vai de ei. Ok. Hai, încă un pic. Încă un pic, hai, te-ai băgat pe aici. Te-ai băgat prin culturile mele de fier și de mai știu eu ce. Uf, 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 hai, hai, titel, unde ești? Unde ești, titele? Tic, 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 up. Încă un pic, cred că de vreo 3 ori, cred că. Nice. Încă o dată. Încă o dată. Hai, fuck, easy. Ia, mă, câtă viață ai? 20 de... cam, cam să... oh my god, ce armură am. Ce armură am! Doamne! Ok, hai să lăsăm aici, o să ne ocupăm de el la un moment dat. Însă, însă, acum aș vrea eu... Max, să încerc să mai fac încă un bionic ceva. Dar să vedem ce... ce alt bionic am mai putea noi face. Mechanical... Dodorex? Ne trebuie 6 cafier. Bosses? Am făcut? Dodorex. Bionic. Nu știu ce să zic. Bionic Shark, Bionic Wolf. Giga, Bionic Giga Rusty. Bionic Dodo nu, Bionic Gorilla. Fuck, nu mai am puncte. Shit. Half Beast, Half Robot. Ăla ar fi fost șmecher rău. Șmecher rău ar fi fost. Da, na, cât să fă, n-ai cât să fă. Rechino e șmecher. Ursul. Oh, hai că putem face un urs. Putem face, putem face ursul Lacheu. Îl vedem și noi cât, cât de puternic e, că până acum n-am dresat nici pe seria de
Nici pe seria normală nu dresaram urs. Și chiar sunt foarte curios să văd cât de puternic e. Nu știu, poate îl putem folosi să ne mai plimbărim pe hartă, poate îl putem folosi, nu știu, la mai multe panorame. Bun, hai să vedem. Deci, ne trebuie fier acum. Super, super, super. Ar trebui să am suficient fier ca să, cum să zic, ca să facem treaba. Bun, avem. Mai avem vreo... stop. Ar trebui să avem suficient. Și știu că rechinul, nu că rechinul, domne, că ursul dă suficient de mult de damage, adică ar fi ok. Na. Pe single player, cel puțin, sau, mă rog, pe vanilla, dădea foarte mult damage. Știu, ursul lui Sky dădea destul de mult damage. Atât. Cam slab. Sper să mai ajungă. Sper să mai ajungă fierul. 1400 cu 1400, mă? Să zicem. Fuck, nu știu cât am. 4400. La limită. Suntem cam la limită cu fierul. 50. 25. Not good, not good, my friend, not good. Pac. Da, 4000. Fuck, ne trebuie. Ne mai trebuie destul de mult. Trebuie să mai am pe aici. Nu, 173, bun. Da, ne trebuie mult. Ne trebuie chiar mult. Hai, puneți mai facem un pic de fier. Să mergem un pic cu dragonul ăsta, cu Drake-ul ăsta. Care nu are foarte multă viață, are 600 de mii. Și să-l vedem. What the fuck? Ok. Are viteză, într-adevăr. Are viteză foarte mare. Dar cam atât, da, cam atât de capul lui. Ok. Că la atac, Anca Lagon e mult mai bun. Hai să venim în apă. Sper să nu moară, să nu moară, să nu moară, să nu moară. What is this, my friend? What is this? Where are you going? What the fuck, doamne? Se duce bine în apă asta. Ok, hai să schimbăm repede. Ok. Avem o problemuță. Fuck. Vino. Ups. Avem o mică problemuță. Cam tantalou! Băi, ești de mult, cum îl iau din apă? Oh, fuck me. Are you fucking kidding me? Nu pot să iau... Ok, focus. Nu pot să iau dragonul din apă, mor. Ok. Uite că la chestia asta nu m-am gândit. Nu m-am gândit că o să fie absolut inutil. Și cu... Nu o să se miște. Dar e ok. E ok. Fuck it. Nu-i deloc ok. Ok. Nu m-aș fi așteptat la chestia asta. Nu m-aș fi așteptat absolut deloc la chestia asta. Dar... Cred că... Nu știu cum să-l scot acolo acum. Nu, no, abeleaua. Hai că o să încercăm să mai încercăm să mai dregem treaba, dar hai să vedem dacă am reușit să facem cu fier. Oh, shit. Dacă am reușit să facem fierul. Măcar. Măcar, măcar, măcar. Și ne ocupăm... Uite, bă. Ne ocupăm data viitoare de... Oh, ce mișto se vede soarele așa. Lumina, frumos. Ne ocupăm altă dată să scoatem ăla de acolo. Nu cred că moare, că n-avea oxigen, nu?
Parcă nu avea oxigen, deci n-ar trebui să ne facem probleme cu cu muritul. În rest, nu știu ce să zic. În rest, 78, 79. Mamă, ciupercile alea, ești nebun? Cât, cât dau? Doamne. Ok. Ok, hai că ne revedem, ne revedem imediat. Dragonul din apă. Cu comandă, bineînțeles, cu fly. I-am dat un mic fly. Și s-a buguibit, adică... Uitați să vezi și voi, acum... Whatever. Acum nu știu ce să-i fac. Până o să dau restart la server, o să rămân așa. No, ca și cum ar avea aripi. Dar... n-are. În fine, nu contează. E numai bun. Să zicem că își face treaba cum trebuie. Cam inutil, dar mă rog. Bă, hai acum să facem și noi ursul lacheul și să încheiem acest minunat episod. Mechanical Drake, nu mai fac. Polar Bear, hai să vedem, mă băieți, hai să vedem. Să vedem noi cât de mișto este acest urs. Sper să fie mișto. Sper să fie mișto. Bineînțeles, nu ne putem mișca. La ce m-aș fi așteptat eu. Să vedem ce aruncăm. Da. 331 weight. Warden boots. Warden chestie. Asta... Habar n-am, oare merge? Hai că merge. Cu greu, dar mă rog. Hai să vedem și ursulețul. O să-l numim Fram ăsta, pentru că nu-l pun în casă. Hai să-l vedem noi pe Fram și o să încheiem și episodul. Bineînțeles, după ce facem un pic de level-up pe el. Pac! Nice! What's wrong with you, my friend? Mamă, 750, mă? Fram, ursul polar. Yes! Wow. Ok. What? Lol? Ia, încă o dată. Uite-l, bă, ce drăguț e el, mă. Foarte, foarte tare. Cât are base damage? Ok. Are base damage-ul destul de mare. Hai să vedem dacă îl putem face și mai mare. Și mai mare, și mai puternic. Ah, 40... Da, mă rog. 42.000 viață. N-are 56 viață. Remote use. 56.000 stamina. Hai să băgăm un 500, să vedem cum se simte. Ia. Ok, văd că cu cât am, dar are un fel de charge, cum ar veni. Da, deci n-are rost să-i băgăm viteza. Ia să vedem. 9.000, ok. 7K. Oh my god, îi crește incredibil de mult. Ok. Nu cred că o să putem ajunge cu milioanele. Un atac de milioane, dar... dar un... ai 200.000, la 200.000 ne oprim. Și mai băgăm un pic de viață. Mă rog, nu cred că o să apucăm să băgăm. Ia. Ah, să zicem, tiny experience. Un 100.000 viață, eu zic că ar fi ok. Și mai băgăm aici, ia să vedem. 200.000.
Come on, bossule. Să te văd, să te văd cât de forță ești. Sper să dea, sper să dea. Tai, 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 că nu văd. Ah, fuck. Am căzut și-o că dă... Am căzut și-o că dă mai mult, mă. Căzut că dă... Yeah. Am zis și-o. Am zis. 100.000. Slab. Wow! 131.000. Ok. Ok, și asta luăm. Ok, 131.000. Bă, e bun. E bun. Dar nu e suficient. Ok, și asta dă 101.000. Și prin apă se mișcă fenomenal de repede. Ok. Ok, deci n-are charge, dă doar atât și atât. Bine, mă, boss. Bine, mă, boss. No, hai că vă zurăm și rinocerul și ursul. Să zicem, să zicem, destul de interesanți. Rinocerul, într-adevăr, dă foarte mult damage. Iar Drake-ul e... Mă rog. E pe acolo, să fie. Nu-i cine știe ce. Bun. Shea, Bionic, Quetzu... E dacă vrem să ne mișcăm repede pe hartă. Super repede pe hartă. Adică, cred că aș putea să fac level, să bag un pic mai multă viteză pe el. A, e level maxim, de fapt. Oricum e destul de incontrolabil. Oare putem lua... stați așa să văd. Oare putem lua un... din ăsta? Ok. Putem lua un Bronto. Ok, wow. Ok, foarte tare. Foarte, foarte tare. Ce pot să zic? În fine. Cam atât cu acest episod. Sper foarte mult că v-a plăcut. Până data viitoare, toate cele bune. La revedere.